Domnule primar, la cum stăm după 5 luni de zile de mandat la capitolul realizării? Eu cred că stăm destul de bine. Suntem pe finalizarea unor lucruri de asfaltare în satul Brădicei. Am făcut lucrări de reabilitare a drumurilor și în alte sate Plombări, iar în satul Seu, că la fel am făcut o asfaltare. Am obținut finanțare pentru reabilitarea școlii generale din satul Peștișani, școala gimnazială numărul 1 și grădința numărul 1, și am obținut o finanțare de 29 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă o reabilitare completă a școlii, de la schimbat acoperișul la tot ce înseamnă instalații sanitare, electrice, termice, un teren sintetic, teren de sport sintetic cu nocturnă, împrejmuire, amenajarea unui părculeț în fața școlii gimnaziale. Suntem în derularea procedurilor pentru modernizarea căminului cultural din satul Brădiceni, cu o lucrare în valoare de 350.000 de euro pe fonduri europene, și de asemenea suntem în proceduri pentru modernizarea accesului către Casa Muzeu Constantin Mărcuș din Hobița, asfaltare Peștișan Hobița, 7 km, în valoare de 1 milion de euro. În paralel am avut foarte multe activități culturale de mare anvergură, dar și activități inclusiv de curățenie destul de ample, de dotare. Suntem în curs de a achiziționa un tractor cu remorcă, dar și alte utilaje necesare bunei desfășurări activității angajaților primăriei și pentru a asigura niște servicii de calitate pentru cetățenii comunei noastre. Aștept zilele acestea finanțarea pentru un proiect de anvergură ce are în vedere asfaltarea 14 km de drumuri care vor asigura deschiderea satului Marelui Sculptor Constantin Mărcuș Hobița către Comuna Telești, legătura cu satul Brădiceni către școala în care a învățat Marele Sculptor, legătura Frâncești, Valea Mare, ne legăm pe două părți cu Comuna Runcu, pe două părți modernizate, asfaltate, atât pe Brădiceni cât și pe Frâncești, și o rețea suficientă de drumuri asfaltate în restul satelor comunei. Lucrez în acest moment la studiile necesare în vederea obținerii finanțării pentru canalizare, care este de fapt cea mai mare investiție care se poate face la nivelul comunei și care sunt convins că anul viitor va fi și finanțată. Alte proiecte de viitor pentru anul, ce proiecte deci v-ați propus? Pentru majoritatea investițiilor care vi le-am enumerat mai devreme, vor fi demarate în primăvară, pentru că deja a venit iarna. Inclusiv la drumuri, mai sunt proceduri de licitații, autorizații până la momentul demarării lucrurilor, dar eu prevăd că din primăvară, cel târziu în vară, Comuna Peștișani va fi un șantier. Și va fi un șantier din ce în ce mai mare, pentru că proiectele sunt multe, diverse, au în vedere infrastructura, dar și asigurarea unor condiții mai bune, mai decente de viață cetățenilor din Peștișani. Am în vedere modernizarea școlii din satul Boroșteni și finalizarea căminului cultural din satul Peștișani. Asta urgent anul viitor. Având în vedere că aici s-a născut marele sculptor român Constantin Brâncuș, legat de turism. Aceste investiții în infrastructură vor asigura și o dezvoltare a turismului. Vor asigura o dezvoltare a pensiunilor, pensiuni normale și pensiuni agroturistice.
Am în vedere continuarea proiectelor culturale care aduc prestigiul, imaginii localității și atrag turiștii și o punere în valoare consistentă, pentru că acum este foarte slabă punerea în valoare a lui Constantin Brâncuș în Comuna Peștișani, dar pentru asta am un plan de măsuri care trebuie pus în aplicare începând de anul viitor. Festivalul România Autentică va continua și la anul? Festivalul ei, în cadrul Festivalul România Autentică, va continua și la anul, va fi cuprins în zilele Comunei Peștișani, care se vor desfășura între 24 și 29 iunie, adică de la Sânziene până la Sfântul Petru. Alte zone turistice care au legătură cu Comuna Peștișani, ce le recomandați turiștilor? În primul rând, Comuna Peștișani este o comună turistică, avem foarte multe obiective, foarte multe minunății, avem Valea Bistriței cu munții Peștișanului, cu gulul alpin, avem cascade, avem peșteri, avem peștera Cioarei, în care s-au descoperit cele mai vechi oseminte omenești din Europa. Avem nenumărate râuri și pâraie, poieni, locuri foarte extraordinar de frumoase. Iar în zona Hobița vom dezvolta o infrastructură turistică. Intenționez să amenajez centrul satului, să fac un parc foarte frumos, dar și condiții decente pentru turiști, constând în toalete moderne, locuri de parcare, dar și spații din care se poate achiziționa suveniruri și chiar să bea o apă, un suc și un sandwich în momentul în care opresc la Hobița lui Brâncuș. Vreau să pun în valoare zăvăl din Hobița și asta o fac inclusiv prin lucrările care le fac de infrastructură, asfaltările care vor asigura un acces mai facil pentru cei interesați către zonele frumoase ale Comunei Peștișani. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și putere de muncă pentru a realiza obiectivele pe care vi le-ați propus. Vă mulțumesc!